Bună seara, bună ziua sau bună dimineața, dragi români de pretutindeni, pentru că ne întoarcem la origini, așa cum ne-am obișnuit, bine ați revenit la un nou episod al RRC Podcast. Astăzi vom vorbi despre Nicolae Vasilescu Carpen, creatorul pilei Carpen, savantul de aur al științei românești. Acest material vă este adus domniilor voastre via Lupta din octombrie 1937, Știință și tehnică din iunie 1964. Fizicianul Nicolae Vasilescu Carpen s-a născut pe 10 decembrie 1870 la Craiova și a fost primul profesor de electricitate și electrotehnică de la vechea Școală de Poduri și Șosele, între 1905-1920, devenită în 1920, prin strădania sa, Politehnica din București, al cărei rector și profesor a fost timp de 20 de ani, până la retragerea la pensie. În afara activității didactice, desfășurate timp de 35 de ani, Vasilescu Carpen a fost un deschizător de drumuri în știință și tehnică, elaborând un număr de 84 de lucrări științifice originale în cele mai variate domenii: elasticitate, aerodinamică, termodinamică, atomistică, teoria cinetică, electromagnetism și electrotehnică, telegrafie și telefonie, electrochimie și chimie fizică, geofizică și biologie. Teza sa de doctorat în științe fizice de la Sorbona, efectul magnetic al electricității în mișcare, a fost distinsă cu mențiunea maximă. Iată și cuvintele cu care Berger, în cartea sa La vie la mort du globe, Viața și moartea globului, apărut în 1912 în Bibliothèque de philosophie scientifique, Biblioteca filozofiei științifice, se referea la teza lui Vasilescu Carpen. Deschid citatul. Este o consecință, câmpul magnetic, a fenomenului de transport al sarcinilor, fenomen descoperit de Rowland, îndelung discutat, dar căruia frumoasele experiențe, devenite clasice, ale fizicianului român Nicolae Vasilescu Carpen, i-au verificat existența și măsurat valoarea în mod definitiv. Parte din rezultatele expuse în teză au făcut obiectul a două comunicări prezentate Academiei de Științe din Franța. Închid citatul. În ședința de la 1 ianuarie 1900, Vasilescu Carpen a prezentat Societății franceze de fizică, al cărei membru a fost, un aparat ce reproducea în mod mecanic fenomenele prezentate de condensatoarele electrice, iar în anul 1915 a construit o stație de telegrafie fără fir la Băneasa, situată între primele locuri pe plan mondial privind calitatea și puterea, adică 24 de kW, rază de acțiune 2000 de km. În comunicarea din 1909, susținută la Academia de Științe din Paris, Nicolae Vasilescu Carpen a subliniat, deschid citatul, avantajele utilizării metodei curenților purtători pentru realizarea de circuite telefonice de mare distanță, distorsiuni mai mici, utilizarea eficientă a liniei prin telefonia multiplă și, în același timp, dezavantajul important, mai ales în acea vreme, al creșterii atenuării liniei cu frecvența, închid citatul. Chiar de la înființarea Școlii Politehnice din București, inginerul a introdus, în cadrul secției electromecanice, cursul Principii de Telegrafie și Telefonie, pe care l-a predat Ion Constantinescu, inginer la PTT. La inițiativa acestuia, în cadrul secției amintite, s-a înființat în 1924 subsecțiunea de telegrafie și telefonie, care ulterior s-a transformat în subsecțiunea de electrocomunicații, ce includea și radiocomunicațiile. Printre cele mai originale lucrări ale profesorului Vasilescu Carpen se numără cele din domeniul electrochimiei, care l-au condus la crearea a numeroase tipuri originale de pile electrice, denumite K, după numele său, construcții legate de cercetările teoretice privind principiul al doilea al termodinamicii. Aceste pile, cu electrolitul format din apă distilată sau acidulată, iar electrozii, unul din platină platinată și celălalt din platină cenușie, aur sau mercur, funcționau folosind o singură sursă de căldură, căldura mediului ambient, pe care o transformau în energie electrică, fără ca în interiorul lor să se petreacă vreo reacție chimică. Pilele Carpen sunt reversibile, iar regenerarea lor se face automat, prin simpla lăsare în repaus. În anii 1956-1957, profesorul a construit două pile K2, platină platinată, acid sulfuric, aur, care, așezate în serie, reușeau să antreneze un micromotor oscilant, ceea ce a fost interpretat de inventator ca reprezentând crearea unui motor care este pus în mișcare de energia captată dintr-un singur izvor de căldură, de temperatură constantă.
În 1937, Vasilescu Carpen a oferit un interviu ziarului Lupta, în care a vorbit despre activitatea sa de dascăl și despre piața muncii de dinainte de război. Deschide citatul. Zilnic, ziarele găzduiesc anunțurile insistente, stăruitoare, ale celor ce caută servicii și pretutindeni prin anticamerele mai marilor zilei, mișină solicitanți de slujbe. Și totuși, Institutul Central de Statistică Publică, cu certitudinea pe care i-o dă competența conducătorului său, doctorul Sabin Manuilă, și cu autoritatea conferită de rolul ce-l are instituția în angrenajul administrativ al statului, o statistică din care reiese, cu date certe și precizări oficiale, că nu există în România șomaj intelectual. Să fie oare cu putință? De unăzi, cineva ne atrăgea atenția asupra solicitatorilor fără noroc de slujbe. Tot de unăzi, apare și statistica prin care se consfințește inexistența șomajului intelectual. Când de la un capăt la altul, țara e un adevărat șantier, când industria și comerțul românesc cunosc timpuri înfloritoare, când oștirea e ca niciodată înzestrată cu materialul corespunzător fabricat în țară și când în toate domeniile se remarcă inițiative și prefaceri stârnite de suflul înviorător care domină, cum e oare posibil să existe totuși șomaj? Încercând să lămurim această întrebare și să verificăm totodată pe teren, am socotit nimerit să solicităm părerea oamenilor calificați, profesioniști cu experiență și profesori cu răspundere în domeniile corespunzătoare. E într-adevăr inflație profesională și, în mod firesc, șomajul corespunzător există sau nevoile țării sunt mult mai mari decât disponibilul de profesioniști buni calificați? Cu această întrebare am purces la desăvârșirea anchetei de față. Am avut cinstea să stăm de vorbă cu domnul profesor Vasilescu Carpen, rectorul Școlii Politehnice din Capitală. Ca fost ministru de Industrie și Comerț și vechi conducător al uneia dintre cele mai importante școli din învățământul nostru superior, domnul profesor Vasilescu Carpen cunoaște tot atât de bine nevoile școlii, ale absolvenților, ca și ale pieții. E firesc, dar, ca răspunsul domniei sale la ancheta noastră să constituie o contribuție valoroasă, corespunzătoare scopului anchetei. În corpul inginerilor nu există șomaj, ne spune domnul profesor Vasilescu Carpen. Nu numai inginerii, dar chiar și maestrii specialiști și lucrători calificați găsesc ușor plasament. Cunosc cazuri în care până și elementele fără o pregătire tehnică superioară, cu cunoștințe superficiale în materie, au o situație destul de bună. Faptul se datorește incontestabil unei îmbucurătoare reluări a întreprinderilor, în toate domeniile în care activitatea e grefată pe baze tehnice, la lucrări publice, edilitare, industriale, la CFR, pretutindeni se angajează ingineri. Construcția șoselelor și dezvoltarea noilor industrii reclamă un personal tehnic special și permanent. Era firesc, deci, ca inginerii să nu cunoască șomajul, ba, pentru a vă da mai bine seama de situație, găsesc nimerit să vă arăt că nu unul, doi, ci toți absolvenții politehnicii găsesc plasament și sunt solicitați încă de pe băncile școlii, din timpul ultimului an de studii, angajați cu anticipație. Din păcate, ducem lipsă de maestri și de lucrători calificați, lipsuri care îngreunează mult activitatea și desăvârșirea rolului inginerilor. Totuși, începe să se facă ceva în această direcție la noi, tineretului îi se dă, de cu timp, o îndrumare spre profesiunile practice, prin școlile de ucenici, care funcționează pe lângă așezămintele marilor industrii din Petroșani, Hunedoara și Fieni, pe care le-am vizitat, ca și pe lângă toate celelalte așezăminte importante din întreaga țară, pregătindu-se astfel, prin inițiativa particulară, generația viitoare de personal tehnic auxiliar, prețios auxiliar. Căile ferate române au de asemenea astfel de școli industriale. Este însă regretabil că liceele industriale nu scot încă un număr suficient de lucrători și maestri calificați și rezultatele grele le vom suporta mai târziu. Sunt regiuni întregi în care lucrătorii sunt improvizați și sunt alte regiuni în care lipsa personalului românesc e din cele mai accentuată. Noi facem toate sforțările pentru a satisface cererile de personal calificat și a înlesni canalizarea tineretului studios spre învățământul tehnic. Din nefericire, localul, marea piedică pe care în ultimii ani ne străduim să o înlăturăm, ne împiedică să primim un număr mai mare de studenți ingineri, dar e suficient cu ateliere mici, nu ne îngăduie să procedem la aplicarea programului nostru larg de anvergură. Anual, Politehnica din Capitală, ca și cea din Timișoara, împreună cu echivalențele străine, dau țării aproape 300 de ingineri și pentru a face față situației, am mărit, începând din acest an, numărul studenților admiși în Politehnică de la 200 la 300. De asemenea, în intenția noastră e să reducem anii de studii la 4 ani. Ceea ce am primit acum în școală, numeric, e, vă asigur, extrema limită, în scopul construirii unui nou local corespunzător nevoilor noastre și a reformei anilor de studii,
despre care v-am vorbit, am făcut demersurile necesare pe care le cred pe făgașul dorit. Spuneam că personalul tehnic găsește imediat plasament, chiar și elementele produse de învățământul mediu sunt căutate în cercurile industriale în care găsesc o bună folosință. E cazul să stărui că această estimare profesională e cauzată și de campania de românizare a cadrelor, în care elementului autohton îi se dă preponderență, dar marea cauză determinantă e starea înfloritoare a țării și epoca cu desăvârșire prielnică tehnicei. E de la sine înțeles că pe noi, cei care ne-am închinat viața tehnicii, ne bucură ca ingineri și ca profesori. Modul ușor și strălucit în care elevii noștri, tineri serioși care s-au trudit, conștienți de menirea lor, cuminți și harnici, găsesc plasament cum sunt căutați. Odată curentul tehnic dezlănțuit, avem certitudinea să credem că epoca va dăinui, înlesnind progresul pe care îl urmărim. În acest domeniu nu poate fi vorba de o debordare a investițiilor și a necesităților, de o infiniție profesională și nici de o depășire a plafonului de construcțiuni, pentru că programul țării noastre e vast, întocmit de necesități pe decenii, astfel că nu ne putem aștepta ca cererile să stagneze, calitativ sau cantitativ. Ca fost ministru de industrie și comerț, vă pot spune cu certitudinea unuia care cunosc situația în adevăratul aspect, că abia acum începem să avem la noi în țară consumatori. De bine ce până în prezent, săteanul, care reprezintă 80% din populația țării, nu consuma mai nimic din produsele industriale. Suntem în plina înflorire și numai elemente anormale, bunăoară o catastrofă mondială, războiul, ar putea opri mersul progresului industrial al României, închide citatul. Profesorul Nicolae Vasilescu Carpen a încetat din viață pe 2 martie 1964 la București, la vârsta de 93 de ani. Acestea fiind spuse, am consemnat. Dacă v-a plăcut acest episod, dați-ne un like sau un comentariu ca să știm de voi, iar dacă n-ați făcut-o încă, dați subscribe la canal. Toate cele bune în continuare!